Iisus cu ucenicii din templu ieșea. Pe muntele măslinilor suia. Sfintele-ți cuvinte, în lume tu cât vei mai putea fi. O spune-ne, Iisuse, când ziua va să vină și tu cu slavă mare vei veni. Veți auzi războaie și vești de războaie, popor contra popor se va scula. Va fi jumăr și moarte și foamete în lume și sângele de frați se va vărsa. Se va răci în Domnul credința și nădejdea și dragostea din oameni va pieri. Iar cei fără de Domnul se vor război pe mulți credincioși vor robi. Să știți că judecata de-apoi va fi aproape, când urciunea în templu se va ivi. Când dau credința alături, vestit va fi păcatul și Duhul Sfânt din oameni va pieri. Soarele și luna se vor întuneca și stelele din ceruri vor cădea. Iar cerul și pământul se vor cutremura și toată lumea se vor ruga ca munții să cadă peste dânsii, dar munții în vremea aceea n-or mai fi. Se vor ruga ca morții să iasă din morminte ca să intră fi atunci pe câmp și nu acasă. Întoarcerea să-i nu-i fie în gând. Se va vedea pe ceruri păstorul lumii blând venind cu mare slavă pe pământ. Iar cei neprihăniți vor sta înaintea slavei, alăturea de Domnul ca niște miei.